Călin Popescu Tăricianu face nuntă în această seară cu cea de-a cincea aleasă a inimii sale, Loredana Moise. De această dată, cea care l-a adjudecat pe fostul premier este o brunetă cu 26 de ani mai tânără decât el, din Buzău, de profesie artist plastic. Petrecerea are loc departe de ochii lumii, într-un loc vestit pentru discreție, Palatul Ghica. A fost primul lor dans împreună și primul sărut. N-a mai durat mult de atunci și cei doi îndrăgostiți își jurau credință veșnică. Departe de ochii presei, cei doi au preferat o ceremonie discretă în luna iulie, la care au participat doar rudele și prietenii apropiați. Și el e foarte emoționat și foarte, foarte iubitor și protector. Și petrecerea din această seară este la fel de discretă. Peste 200 de oaspeți sunt așteptați la Palatul Ghica. Invitații se vor delecta cu bucate alese și băuturi rafinate. Este un meniu cu mai multe feluri de mâncare, un meniu foarte rafinat. Cei care vor găti la acest eveniment sunt furnizorii casei regale. Tăricianu s-a căsătorit de fiecare dată cu femeile de care s-a îndrăgostit, iar Loredana l-a cucerit imediat, la câteva luni doar de la divorțul de Ioana, cea de-a patra soție. Iar în mai anul acesta vorbea deja despre căsătorie, cu discreție. Totdeauna am încercat ca viața mea privată să nu o pun pe prima pagină. Nu-mi face plăcere să fiu în aceste discuții, dezbateri, speculații. Călin Popescu Tăricianu a fost dintotdeauna un Don Juan. Avea doar 18 ani când i s-a propus să lucreze ca fotomodel. 6 ani mai târziu, Tăricianu s-a căsătorit cu o fostă colegă de facultate a cărei identitate nu a dezvăluit-o niciodată. A urmat apoi Livia, fiica unui fost ambasador. În 1996, Cornelia Trântescu îi lua locul, iar în 2003 Ioana Dinu îl cucerește pentru o vreme. În 2011, Ioana și Călin au divorțat, după 7 ani de căsnicie. Ea și-a refăcut viața în brațele unui prieten mai vechi de-al premierului, el în brațele Loredanei.